Care oprește, pe care lucrăm în continuare. Și luăm un test de acela. Da, ăla, păi da. Și sunt la terminat ieri și sunt foarte faine. Corect. În trei clase sunt 90 de elevi. Hai să vă aștept un pic. E dat drumul, da? Să scoțim la caiet. Scoateți caietul acela. Hai. Deci în trei clase. Sunt 90 de elevi. Clasa A. 4. B. Și C. Da? Clasa A, clasa B, clasa C. În cele trei clase, 90 de elevi. Deci, ca și cum ar zice, A plus B plus C, egal cu 90 de elevi. Dar cum aș redacta eu? Atenție, nu așa ar trebui să redactez. Dătăm cu A mic numărul... Să facem cu 1, 2, 3, adică roman. Nu. Dătăm cu A mic numărul de elevi din clasa 1. Notăm cu B mic. Așa e corect să scrie. Deci vă rog să faceți așa, să vă dați. Cu B, numărul de ele din clasa a doua. Sau clasa A, clasa B, clasa C. Și cu C mic, numărul de ele din clasa a treia. Și acum, A mic plus B mic plus C mic, da? A mic plus B mic plus C mic, este egal cu 90. Zice problema. Te rog. În a doua clasă sunt de două ori mai mult, deci sunt de două ori mai mult ca în prima clasă și cu 10 mai mult ca în a treia clasă. Deci, în a doua clasă sunt de două ori mai mult ca în prima clasă. Cred că mai mulți elevi decât în prima clasă. Adică B ori 2, B egal cu 2 ori A. Deci B ar fi egal cu 2 ori A. În a doua clasă sunt de două ori mai mult ca în prima. 2 ori A, da. Și cu 10 mai mult ca în a treia. B egal cu 10. Adică tot în a doua, cu 10 mai mult. Tot în a doua. Ca în a treia. B egal cu 10 plus C. B egal cu 10 plus C. Că ce? Lui ce îi trebuie adăugat, da? În parte bine. B egal cu 10 plus C. Câți elevi sunt în fiecare clasă? Domn profesor, algebric. Algebric, sigur că da. Uite, că așa îmi place. Deci algebric o să facem de data asta, David. Se pare mult mai ușor. Sigur că da. Dar vedem altă zi. Da. Hai să vedem. Adică... Să vedem ceva. Și că aici ușor. Da. Okay. B de aici, uite. B aici. Înlocuim. Exact. Adică... Dar pe ce o trebuie să-l aflăm de aici? Păi, dar nu putem să... Ce-o de aici îmi trebuie ca să-l pun aici? Nu. Adică A plus 2 ori A. Bun. Deci, ce-o de aici și ce-o de aici. Deci, prima relație devine, David, te rog să vorbești. M-am prins. A plus 2 ori A. Așa. Plus. Plus C minus 10. De ce C minus 10? Daria? Pentru că noi deja l-avem pe B. Dacă facem C minus 10... În loc de C-ul ăsta, de aici scoți câte zice eu? Trebuie să punem B minus 10. B minus 10? Băi, Davide, atenție, B minus 10, mă. Pentru că C-ul, dacă rezultatul e B 10 plus X, atunci C-ul este B minus 10. Plus B minus 10 este egal cu 90. Echivalent cu 3A. 3A. 3A plus B minus 10. Nu putem să facem... În loc de B, 3A cât? Plus B poți fac... Pe B ăla avem 2A. Da. Și acum pe B-ul de aici, dar e poftim. N-am putea să facem 3A plus B egal cu 100. Da, Daria, dar urmărește-mă. Că eu vreau să mă duc să dispară B-ul. Și ca să dispară B-ul, mi-amintesc că B-ul e egal cu 2A și îl înlocuiesc încă o dată pe B-ul ăsta cu 2A.
Da? Deci vine 3A, A și cu 3A, cât face? A și cu 2A fac 3A. Da. Plus B. Plus Davide, cât înseamnă B? B egal cu... Cu 2A, mă. 2A. Deci plus 2A. Minus 10. Minus 10. Minus 10. Egal cu? Egal 90. Cu 20. 90. 90, 90, 90. Echivalentul. Echivalent. Dar uitați-vă pe caietele voastre până. Hai, vreau să vă uităm la pe caietele voastre. Echivalent cu 5A. Așa. Da. Minus 10. 5A minus 10. Egal cu 90. Acum fac 5A. Egal cu 90 cu 10. Adică cu? Da. Adică cu 100. Așa. Adică A. 100, Daria, Daria, adică A este egal cu 100 împărțit la 5. Da. Adică A este egal cu 20. A egal cu 20. Rezultă că B este egal cu 20 ori 2 și B egal cu 40. Da. Și rezultă că C este ce egal cu Davide? C egal cu? Se da, de asta. 40. Ce? Ce egal cu? Mă găsesc eu. Uite-mă de aici, mă! Da, și ce egal 40 minus 10. Așa, mă. 40 minus 10 și egal cu 30. Ce egal cu 30. Bun. Hai să discutăm. Hai să ne uităm. În ce a constat, povestește Daria, în ce a constat ieșiți? Noi am înlocuit folosindu-ne de... de B egal cu 2A. Practic am ascultat bine enunțul problemei, hai să spunem așa, am ascultat cu atenție enunțul problemei și la problema a spus că în cele trei clase se află atâția elevi. Ori asta, te rog să vorbești, Daria. Cum ați tradus-o? Că matematic. În cele trei clase se află atâția elevi. Da, în cele trei clase se află 90 de elevi. Adică cum am tradus-o? Într-o relație matematică. Da. Am notat cu A numărul elevilor. Asta vreau mă de la voi, mi-am notat numărul, am notat cu A numărul elevilor din clasa 1. Am notat cu B numărul elevilor din a doua clasă. Și am notat cu C numărul elevilor din a treia clasă. Și cum a spus că s-a dat informația asta, ne-a fost dată informația că în cele trei clase se află 90 de elevi. Cum în a doua clasă. Nu, întâi asta. Cum am tradus-o? Cum ai tradus-o? A plus B plus C. Foarte important. Deci partea din informație, din problemă pe care autorul ne-o dă, aceea că în cele trei clase se află atâția elevi, este scrisă matematic prin relația. A plus B plus C egal cu 90. Davide? Mai departe. Mai departe am făcut B egal cu 2. De ce am făcut B? Pentru că în problemă scrie că a doua clasă sunt mai de două ori mai mulți elevi decât în foarte prima. Tare. Vezi partea asta, bucata asta, atât. Când a doua clasă sunt de două ori mai mulți decât în prima, este tradusă de noi matematic în prin relația B egal cu 2 ori A. Și în a doua clasă spune că sunt cu 10 mai mulți copii decât în a treia clasă. Și noi am tradus B egal cu 10%. Deci a treia clasă care e mai puțin, îi punem 10 ca să apară cât sunt în cea de-a doua clasă. În final le-am trezit în fața a trei relații care au însemnat ce? Toată informația din problemă surprinsă în trei relații. Foarte important, da? Și am abordat ce cale? Calea? Am aplicat calea algebrică. Calea algebrică. Ne-a fost la îndemână. Da, de data asta. Că am văzut B-ul, da. L-am înlocuit cu 2A, am văzut C-ul pe care l-am putut afla ca fiind B minus 10 și B-ul pe care știam l-am înlocuit cu o dată. Deci mi s-a părut foarte simplu calcul algebric. Da. Am putea să fac și metoda cealaltă? Ar fi mai greu. Nu cred. Nu cred. Bă, da, e ușor. E ușor. Este un segment. A, un segment. A este egal un segment. Da. B e două segmente. Corect. Două segmente și încă 10. B e 2A. B e 2A. Și 10. Atenție! Așa nu mai e 2A. Da.
Și ce e B? Minus 10. Adică două segmente și fără două segmente mică. Fără 10. Fără 10 de asta, da? 10. Da, profesor. Da. Dar să notați asta, AB și C, domnul. Asta ar însemna că noi am putea să aflăm într-un fel. Am gândit. Uite, vezi pe segmente. Că noi am putea să aflăm să facem 90 plus acel 10, ca să avem segmente legale. Ca să avem toate segmentele deci, legale. El ne spune că numai așa, așa, fac 90. Da. Și îi trebuia la 10 de ăsta. Și împărțim la 5. Și împărțim la cele 5 segmente 10. Egale. Deci le adunăm și e egal cu 100. Deci împărțim la 5 și ne dă 20. 100, da. A e 20, B e 40. Vedeți? Cât de simplu. B e egal cu 40. Și ce e egal cu... egal cu... cu cât? 50. Cum 50? 30. 30 minus acel 10. 40 minus 10, deci era egal cu 30. Ce am văzut aici, domn profesor? Pentru că am văzut acolo B egal cu 10 plus aici, 6. Aici notăm că am abordat cele două metode. Dar a fost mai ușor. Da, metoda grafică și algebrică. Și am făcut comparații între ele, nu? Comparații între cele două metode. Reușim, de fapt, să trezim interesul și voi să simțiți la care metodă apelați. Le refacem de fiecare dată cam în două. Și acum vreau să vă întreb, care din cele două vi s-a părut mai simplă? Algebrică. Mai simplă algebrică. Algebrică, da? Începem să câștigăm teren și la calcul algebrică și asta e bine. Dar să știți că metoda grafică aș fi făcut-o mult mai repede. De data să mă spun atât de simplu. Da, dar nu știm să părut mai simplu algebrică. Bine. Ambele au fost simple, da. Da, deci... metoda algebrică, grafica a fost mai evidentă și mai ușor. Problema 5. Da. A. Amic. 5A. De la 5. În 3 pachete sunt 102 cărți. Deci A plus B plus C egal 102. Deci, hai să zicem cu amic numărul cărți. Totdeauna să facem asta, da? Cărți? Din primul pachet. Primul pachet. B. Număr. Din al doilea pachet. C. Dar vei scrie? Da, scriu. Așa. Stai puțin. Stam, stam. Și în 3 pachete sunt 102 cărți. Adică A plus B plus C egal cu 102. Ia să văd, David, dacă ai scris A număr cărților din primul pachet. Băi, ce șmecherie. Ia să te văd șmecherie. Ai scris. Acum te rog să scrii. Puntele. Te rog. Eu am scris, domn profesor, de ce? Da, 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 am văzut. Gata, eu... De aceea tu ai și insistat să mă mai rar, pentru că mai aveai deschis. El te rămas înainte de a... Așa, ți-a plăcut acum cu puncte? V-am ajutat. Deci, dacă prima, am... Prima relație, te rog de... David, zi-o. Prima relație, A plus C egal cu 102. A plus B plus C egal cu 100. Are aceeași chestie? Așa. Dacă am transferat 4 cărți din primul pachet în al doilea. Deci mi-e minus 4. Adică nu, A minus 4. Ba nu, că spune din al doilea pachet. Dacă am transferat 4 cărți din primul pachet în al doilea. Deci A minus 4. A minus 4. Am obținut același număr de cărți în fiecare pachet. Adică A minus 4 egal cu B plus 4. B plus 4. A minus 4 egal cu B plus 4. Egal. Și doar... Aș putea să... Lăsați să... În fiecare pachet. O chestie. Gata? Poți să spun ideea mea? Da, te rog. Păi m-aș gândi, dacă am luat-o prin segmente, B și C sunt au acel, este doar un segment. Și A este doar este un segment și încă 4. Bun. Dar ca să terminăm ideea de aici. Corect.
Ienuțu, din problem, fiindcă am plecat pe partea algebrică, Daria, hai să finalizăm partea algebrică. Deci dacă am transferat 4 cărți din primul pachet în al doilea, am obține același număr de cărți în fiecare pachet. Păi așa e ușor, facem A egal cu B. Deci A plus 4 egal cu B plus C. B plus 4 plus B plus C. Că dacă nu ne spui acolo, deci... Nu faceți calcul, numai partea asta, dacă asta am transferat. Da, păi A e... Deci dacă am transferat 4 cărți din primul pachet, adică A minus 4, în al doilea, egal cu B plus 4, egal cu... Aceste lucruri trebuie să traduci, te-ai grăbit, iarăși. Dacă transferăm din primul, luăm din primul 4 și le punem în al doilea, ele, primele două, rămân, devin egale. Și asta a scris A minus 4 egal cu B plus 4. B plus 4. Și egal și cu al treilea. Și egal cu cine? Cu al treilea, cu unul nu s-a umblat deloc. Cu ce, mai copii? Ziceți, cu ce am notat al treilea pachet? Deci trebuie să vedeți o dublă egalitate aici. Că A minus 4 egal cu B plus 4 egal cu ce? Păi ajungem la chestia asta. Ce să facem? Ia să vedem, Daria, la ce te gândești? Păi el s-ar scrie așa. A minus 4 egal cu ce? Și B plus 4 egal cu ce? Deci aș putea să scriu aceasta tradusă în două relații, așa. A minus 4 egal cu C și B plus 4 egal cu C. Davide, spune așa problema. Că după ce facem mișcarea asta, una singură, din primul pachet în al doilea, ele devin egale. În al treilea n-am umblat. Tu îi trăgeai ca A egal B egal cu C. Dar tu n-aveai răbdare să înțelegi că după ce s-a făcut mișcarea, au devenit ele egale. Deci A minus 4 egal cu B plus 4 și egal cu C. Și toate acestea dăm și 100. Și toate acestea care? Adică A minus 4 egal cu B plus 4 egal cu C egal cu 2. Ori egal cu 102. Care a fost rezultatul? De ce ai gândit așa? Cum? Ai zis așa că A minus 4 egal cu B plus 4 egal cu C egal cu 102? Da. De ce? Sau nu asta este. M-am gândit. Nu, lăsa. Din fugă, da? Nu, eu nu știu ce m-am gândit, că facem acolo. Noi acolo. Sănătate. Că dacă fac așa egal 102, înseamnă că ce egal 102 deja, deci. Copii, haideți să ne oprim încă o dată în problemă. Mi s-a spus că în cele trei pachete, și atunci repede, am zis A plus B plus C fac 104, și dacă începe partea a doua, din problemă. Deci informația care urmează este asta, că dacă luăm 4 din prima, Davide, deci rămâne A minus 4 și le punem un al doilea, deci al doilea vine B plus 4, ele toate sunt egale. Ele toate, adică după mișcarea asta, A minus 4, devine egal cu B plus 4 și egal cu C. Dar această egalitate dublă, am scris-o așa, A minus 4 egal cu C, și tot așa devine B plus 4 egal cu C. Știți voi de ce am făcut asta? Pentru că aici aș putea să scot pe A. Cât ar fi egal A-ul de aici? Da, vede, te rog pe tine, A-ul cu cine este egal? A-ul egal cu C? Plus 4. C plus 4? Corect. Nu? Că scăderea, rezultatul înseamnă că unul din descăzutul A egal cu C plus 4. Din partea asta, te rog, Daria, B egal cu B egal cu C minus 4. C, B egal cu C minus 4. Și ei, mergem în situația de sus. Sigur că da. C plus 4. Așa. Deci, Davide, te rog să fii atent, da? Deci avem că A
plus B plus C egal cu 102. Și dar am observat, au de aici vine și îl locuim așa. Și avem acolo 3C. Deci echivalent. Echivalent? Da, bine. Ce este? Echivalent cu C plus 4 plus C minus 4 plus C. C minus 4 plus C egal cu 100? Da, cu 102. Echivalent cu? Echivalent 3C. 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 Plus 4 minus 4, adică 0. 4 3C egal cu 102. Da. Dar nu puteam, domn profesor, din situația aceea, că A minus 4 egal cu C și B plus 4 egal cu C, să scriem deja că C plus C egal cu 102. C plus C? Plus C egal cu 102. Da, trebuie să scriem așa, să așa se vadă. Așa e corect, da? Darian, trebuie să se vadă, mă, că ceea ce spui tu, faci calculul mental, și faci bine, trebuie să-i lași unul care corectează șansa să descopere ce ai gândit tu. Păi așa eu ce știu eu că cum ai gândit tu. Eu văd acum că 4 minus 4 fac 0 și înțeleg bine și eu. Eu înțeleg mai greu. Asta e povestea. Deci 3C egal cu 102, de unde C egal cu 102 împărțit la 3. A este egal ce? Ce? C egal cu... A, am făcut deja. Da? Bine cât? Cât are? 34. Corect. 34, da? Și atunci A este egal cu 38. Deci avem că C egal cu 34. Deci A egal cu? 38. 38, că e 34 plus 4. Și B-ul acela este egal cu 30. 34 minus 4, 30. A, B și C, 34. Foarte wow! Da, deci destul de simpluță. Dar trebuie să înțelegeți, insist foarte mult, dragilor, când citim problema, o citim o dată, de două ori, de șapte ori, până când pătrundem în mezul ei. Și dacă vrem să mergem pe calea algebrică, trebuie să scriem relațiile de pe fiecare porțiune. Ce se întâmplă că în toate cele trei pachete se află asta? Înseamnă că A plus B plus C fac atâta. Când am făcut operația asta, am luat 4 și am pus dincolo. A minus 4 egal cu B plus 4 după mișcarea care am făcut-o, da? Ei bine, toată povestea asta, iată pe calculul algebric am făcut-o, hai să mergem și pe metodă figurativă. Da, deși mie mi s-a părut că au avut probleme acolo la A minus 4 egal cu B plus 4 și egal sigur cu că da. Sigur, trebuie să recunoaștem asta. Să fim cinstiți. Deci voi singuri în fața momentului, A minus 4 egal cu B plus 4, a mers. Dar că toate sunt egale, nu putea să agățați un pic de problema. Toate trei sunt egale, dar după mișcarea asta... Că dacă le luăm pe... Dacă scădeam 4 din A și la după și la B, toate ar fi egale, adică deja B plus C erau, B și C erau deja egale. Nu erau deja. Nu, după mișcarea de adăugare la B 4 și la din A scăzut 4, de ele devin egale. Că și tu ai insistat foarte tare, spune A egal cu B egal cu C. Ei prindeau că la început sunt egale. Da, nu? Ori este greșit. După mișcarea, după intervenția făcută, devine egale. Că ați sesizat voi după aceea, că ați văzut mai citesc, plus 4, minus 4. Da, da, aici a fost esențial. Exact. Pentru că dacă am transferat 4 cărți din primul pachet în al doilea, din primul în al doilea, dacă ducem 4 cărți, atunci ele devin egale. După această intervenție. Aha. Da? Da, deci trebuie să fim cinstiți. Foarte atenți, mare atenție. Înțeles. Am înțeles, să vedem da? Și grafic. Hai să vedem metoda grafică. Zi, Davide. Eu? Nu. Vrează. Davide, cum crezi tu că o să încerci metoda figurativă? Dar ai pregătită, te rog. Domnul profesor, credeți că s-aude? Da? Nu se mai aude? Nu știu, zic nu se mai aude acum. Nu se văd de. Ești, nu știi văd. De ce? De ce? Că s-a epuizat. S-a epuizat bateriile. Din două seri. Și acum nu se mai auzea. Ai avut dreptate. Hai te rog. Hai te rog, Dania. Hai să vedem cum ați face grafic. Poți să vei tu idei? Poți să vă spun? Nu, deci, avem aici. Te-ai epuizat? Ești vază? Avem aici și ce să zic. A, B și C.
Băi, da, să epuizați și el ca bateriile. Da, atunci, îl facem pe A un segment și avem acel 4. Îl facem pe B un segment și pe C un segment. Și toate acestea dau 102. Da, da, ai luat alea 4 și le-ai pus în, din A și le-ai pus în B? Deci poți să le arăt pe tablă. Da, 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 te rog, te rog. Deci, facem B. Davide e epuizat. Deci, ăsta e A. Și plus 4. Ăsta e B. Și ăsta e C. Și cum sunt egale? Păi ele nu sunt egale încă. Încă. Pentru că dacă noi luăm ăsta și îl ducem aici, aha, de pe atunci ar ele toate egal. Sunt egale. Și astea toate te dau 102. Aha, 102. Și făcând 102 minus 4. Pe minus 4 de ce? Minus... L-ai luat de acolo și l-ai pus acolo ca să-l faci egal. Păi da! Asta am văzut și eu. Împărțit la 3 segmente egale. Până ai tăiat de la 4, aia. S-a făcut 1, 2, 3. Da, după mișcarea aia s-a făcut așa cum zice David. Exact, au rămas 3 segmente egale. Da, cum am mers. Da. La 3, egal 34 de degrade. 34. Și atunci, la început scriu. Gata, așa loc, a văzut-o profesor. Mulțumesc frumos, Daria. Daria, trebuie să spun un lucru. Ce era de observat aici e următorul lucru. N-ar părea un surplus. Totul se făcea în mișcarea care se făcea între în interiorul pachetelor acolo. De, ele devin egale. Și atunci a observat bine. Inițial au avea ceva în plus. B-ul îi trebuiau astea. Și dacă le facem așa riguros ca mod de reprezentare, da? Deci au avea peste 4, D-ul era până aici și lipseau acele 4, da? Da. Iar C-ul este... D-ul era mai mic, cred că, nu mă făcător. După ce le-am dat pe alea 4, de venit egal cu A. Exact. Da, D-ul era mai mic. Da, 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 da. Așa trebuie. Da? Da. A-ul era cu 4 în plus. Corect. B-ul era mai mic, îi lipseau cele 4. Da. Și C-ul era... 4. Da. Și aceste 4 vin aici și devin egal. Și C-ul este cât au după ce le-au pierdut sau cât B-ul după ce am adăugat. Corect. Și atunci avem cele câte segmente? 3. 3 segmente. Da? Și ce? Și fiindcă mișcarea s-a făcut în suma respectivă, împărțim deodată la 3. La 3 și ne de 3. Hai să vedem care au fost momentele importante aici. Momentele importante. Sau care mi-a plăcut cel mai mult. Eu știu. Când am tăiat surplusul și l-am dus la 3. La care surplus? Adică 4. Și mie mi-a plăcut momentul ăsta. Care a fost dintre cele două metode cea mai avantajoasă? Cum v-ați simțit mai în largul vostru? Algebrică. Segmente. Eu vă spun, algebrică n-ați făcut nimic. Că n-aș știu să ziceți că A minus 4 egal cu B plus 4, ați spus, dacă e egal cu C, nu mai mișcați. Mi-a plăcut mai mult segmente, pentru că îți dai seama mai ușor cum se face. Sigur că da. Deci, că vede ochiul bine acolo ce trebuie să faci, unde trebuie să duci. Corect. Mai citești odată problema, vezi unde trebuie să duci. Și apoi din rezultatul acela, pentru că toate sunt care acolo. Deci metoda figurativă a câștigat teren aici. Pentru voi. Și ce scriu? Pentru noi. Aici o să scriu așa. Din nou, găsirea a trei necunoscute, nu? Găsirea a trei necunoscute din trei relații date. Găsirea trei necunoscute din trei relații date. Asta e metoda algebrică. Și metoda grafică, reprezentarea celor trei mări, a condus mult mai repede. A? Reprezentarea celor trei mări prin segmente a făcut mult mai ușoară problema. Metoda figurativă. Așa. Să vedem acum ce mai avem acolo. Da, mai avem una. Ultima. Dacă mai avem una, după aceea așteptat un exercițiu care mi-a plăcut mult. Sigur. Era un exercițiu în acesta de calculat, dar mi-a plăcut că era așa mai interesant, mai drăguț. Te rog. Îndată nu mai avem B-ul. Mai... Da, după ce te plăcut. La... Da. B.
Doi copii au împreună 16 bile. De? 16. Deci stai puțin să facem mai mic. Doi copii, au împreună. Înțeleg așa, anotăm cu a numărul de bile la primul copil, cred eu. A, număr bile. Vezi că te vedem, David, data asta. La primul. B, număr bile la al doilea. Copil, da. Și au împreună. Au împreună. Cum scriem asta, copil? A plus B. Da, așa. Egal cu? A plus B egal cu? Egal cu 16. Zice să-i. A plus B egal cu 16. 16 bile. Primul spune celuilalt. Dacă eu îți dau o bilă, deci A minus 1, îmi dai 2. Și tu îmi dai 2 bile, atunci vom avea același număr de bile. Stai puțin, că A minus 1 plus 2 mai citesc înseamnă că el avea cu o bilă mai mult. Adică dacă el îi dădea unul și el adică îi dădea două, primul avea cu bilă mai mult și acolo avea cu bilă mai mult. Da, și atunci facem 16 minus 1. Băi, dar eu nu înțeleg nimic. Nici eu, să mai citesc o dată. Sigur că, dar nu am apucat să fie. Primul spune celuilalt. Dacă eu îți dau o bilă și tu îmi dai două bile, atunci vom avea același număr de bile. Băi, dacă fac 6 minus 1 plus 2, da. Dă 5 plus 2, care îmi dă 7. Deci, practic, el avea cu două mai mult, dacă luăm așa. Deci, primul unul avea cu două mai mult. Și cum să scriem algebrica asta, dacă... Dar nu vreau algebrică. Păi, așa nicio. Am început. Vreau cu segmente. Ei, da, acum ce mai e. Vrem cu segmente. Hai, cum vreți. Păi, avem... Păi, avem... O să... Deci, dacă avem eu îi dau o bilă... B e un, un segment. Da, dar merg cu segmente, ce se fac? Deci, B este un segment. Da. Și A... Este un segment și cu încă 2. Și toate astea de 16. Și dacă fac 16 minus 2, se scot surplusul. Îmi dă 14. Și atunci 14 împărțit la 2 este egal cu 7. Și atunci B egal 7. B-ul 7, da. Și A este egal cu 9. Asta nu a fost problemă. A egal cu 9? Ia să vedem dacă mișcarea asta va merge. Dacă îi dă lui cât? Una, rămân ce? 8. Și ăsta îi dă înapoi 2. 8 plus 2. Cum sunt egale? Păi... Păi cum așa așa spune, dacă îi dă ăsta... Domn profesor, ha! Am mai gândit. Dacă le-ai dădea o bilă... Păi au îi dă o bilă. 6, stai puțin. 6 minus 1 plus 2. Că dacă ăla îi dă 2 lui, deci ăla avea deja 2 la el. Adică, cum să spun eu, că dacă el îi dă o bilă lui, el îi dă 2 bile. Adică, B-ul. M-am prins, am văzut. Au deci adică, 7 minus 2. Adică B-ul are mai multe bile. Adică ăsta, cel, deci B-ul e mai mare, pentru că el, deci, dacă el îi dă una și lui îi dă înapoi două, atunci B-ul are mai multe bile, că dacă îi dă înapoi două lui, înseamnă că îi dă una acea una a lui și încă una care e de la el. Deci B-ul are cu 2 mai mult, nu A-ul. A-ul are un segment și B-ul are 2. Și în acel moment, așa, B e 9, da? Da, B e 9 și celălalt e 7. Deci B-ul e 9. Deci B-ul e 9, că am greșit, că n-am fost atentă. Deci B-ul deci este B 9. Deci B este egal cu 2. Șapte. Deci B-ul este egal cu 9. Să facem procedura. Bine avea fiecare copil. Câte bine avea. Ok, dar puneți vă rog frumos acolo, schimbați rezultatul, pentru că eu nu pot să... B-ul egal cu 9, ai spus? Da, așa. B-ul 9 și A 7. Așa. Și dacă eu, 7. Dacă eu îi dau una lui, îmi rămân 6 și el are 10. Da. Și dacă el îmi dă mie 2, da. El o să aibă 8. Da. Și o să am 8. Da. Deci așa am făcut-o prin dinea
atenție, dar dacă, apoi am mai citit odată și am văzut doar jumătate. Am făcut scolă, algebric. Și mai ușor. Deci primul îi spune, dacă eu îți dau o bilă, deci A minus 1, și tu îmi dai 2, plus 2, plus 2, corect, atunci vom avea același număr de bilă. A minus 1 plus 2 egal cu B. Egal cu? Egal cu B minus 2. Egal cu? B minus 2. Egal cu B plus 1 minus 2. B plus 1. Când o primește și el de la A? Ah, da, da, B plus 1 minus 2. B plus... Că una o primește și două îi dă și el la rândul lui. Stați puțin, stați puțin, poți să văd o chestie. Deci 6 plus 1 și 7 minus 2, 5. Deci, practic, el ar avea... Mă lăsați calculul, hai să vedem dacă am scris bine. Da, am scris bine. Păi dacă au, primul spune au. Păi las ca dumneavoastră. Dacă eu îți dau o bilă și tu îmi dai 2, da, atunci vom avea amândoi. Dar profesor, da, noi acolo putem transcrie că A plus 1 este egal cu B minus 1. Corect. Echivalent cu? A plus 1, sigur că da. Este egal cu B minus 1. B minus 1, corect, așa puteam. Și atunci, dacă noi scriem că A plus 1 egal cu B minus 1, facem, putem face 16 minus 2. De aici rezultă că B, să adunăm în 1 în ambii membri, da, și B egal cu A plus 2. Da, B egal cu A plus 2 și atunci facem 16 minus 2, ca să aflăm pe B și B. Și îmi dă 14 și atunci B egal la 2. Tata, atenție! Deci avem că A plus B, scrim cele două relații, A plus B egal cu 16 și că B egal cu A plus 2, nu? Da. Atunci numai cât înlocuim pe B sus, da, algebric, da, și ar veni... Și ar veni A... A, vedeți, scriem, zic tu, egal cu A plus... Veni A... A plus 2 egal cu 16. Și atunci aș face A 2A 3A 2A, mă, aș cu A 2. 2A plus 2 egal cu 16. Și pe aia fac 16 minus 2. 2A egal cu 16 minus 2. Minus 2, care îmi va da 14. Și fac 14 împărțit la 2. A egal, păi se termina de scris. Da, am scris. Am zis, eu trebuie am scris înainte de dumneavoastră. Deci A egal cu 7. Și am fost la 14 împărțit. A egal cu 7. Și B egal cu B plus... A plus 2. Deci A plus 2 și face că 7 cu 2 e 9, da? Mi-a plăcut foarte mult metoda algebrică. Da, ușor, ușor, erați speriați de metoda algebrică, dar iată și era metoda. Este destul de plăcut. Hai să vedem, dar ne facem un repede. Stai puțin, Daria. Stai puțin. Ne plăcează clasa așa. Aici, la exercițiul ăsta, notăm câteva puncte de profesor, să facem sintezele. Nu, că aceeași tehnică. Aceeași tehnică, da? Da, mașină, ce facem sinteză? Vino și fă tu. Da. Eu aici sau ce să fac? Să spui ce am notat, da? Exact ce ai notat. Dar tot ce ai notat la fiecare. Și vorbește, rog frumos. Și să mă duc să fac eu cu Lipa, ca să mă pot mobiliza, dar... Vă dau mâine, nu mâine, lasă dragă că facem. Vă dau luni exercițiul. Da, da. Că-i lung, încârnați. Haideți copii să discutăm, da? La primul exercițiu am avut teorema împărțirii cu rest sau teorema împărțirii cu rest. Aflarea unui, aflarea doi teme. Cu rest. Da. Așa. Aflarea două teme. După aceea am lucrat găsirea două necunoscute din două relații date. Metoda algebrică. Pe scurt a fost Schumacher. Și metoda figurativă la toate exercițiile, în ambele metode. Da, sper să știți. Asta a scris până la urmă. Comparația între cele două metode am făcut. Între cele, era epuizat.
Și am făcut chiar și găsirea a trei necunoscute din... Găsirea a trei necunoscute din trei relații date. Da? Haideți copii, faceți finalul. Ei, nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share.